Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias, directora școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir din Baia Mare și vă voi prezenta modul de organizare al Consiliului Profesoral al școlii în mediul virtual. Am creat așadar o clasă pe Google Classroom, platforma școlii noastre, și am, uitați aici detaliile. Se numește Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Consiliul Profesoral. Este din secțiunea Managementul Școlii, acest detaliu. Am creat așadar clasa. Clasa noastră poate să organizeze întâlniri cu profesorii din școală prin linkul generat pe Meet și o să vedem detalii mai departe. Deci se poate genera linkul, se trimite tuturor acest link, se face public acest link către cei care dorim să-i invităm în întâlnirea noastră. Profesorii pot fi invitați la întâlnirile Consiliului Profesoral cu ajutorul linkului, cu ajutorul codului clasei, în mai multe moduri. Ședințele Consiliului Profesoral se pot programa prin calendarul Google și informările despre aceste programări sunt trimise prin e-mail tuturor profesorilor pe contul pe care l-au de școală. Pot fi încărcate materiale în Classwork, după cum vedeți, materiale care se importă din calculatorul propriu sau pot încărca alți colegi materiale în drive-ul acestei clase. Și o să vedem câteva exemple de materiale încărcate. Deci le încărcăm din calculatorul propriu. Uitați-vă, tipul de document încărcat material. Iar materialele încărcate sunt regulamentul de ordine de funcționare al școlii noastre, regulamentul intern, programul ședințelor Consiliului Profesoral, ordinul 5447 din 2020, prin care este legiferat regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar. Este un document foarte valoros și foarte bine realizat. Ia uitați-vă, aici am pus din nou acest ordin și voi da permisiunea colegilor să vadă documentele din drive-ul acestei clase. Pot să comenteze, după cum vedeți, setările pot fi făcute sau pot numai să vadă documentele în funcție de restricțiile pe care noi le precizăm. Vă urez să aveți un an școlar bun. Vă mulțumesc!